Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Five Nights at Freddy's 3. Am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod, așa că vom continua cu episoade. Suntem la noaptea a treia și din câte am înțeles, noaptea asta e mult mai grea și începe să fie din ce în ce mai greu. Așa că hai să-i dăm load game și să vedem despre ce e vorba. Din câte am văzut și mi-ați mai scris și voi, aia care te sperie și nu mori sunt niște halucinații, nu sunt reali. Pentru că se termină aerul din cameră. Ok, l-am mai auzit pe ăsta odată, așa că probabil o să-i dăm mute call. Ei, și acum trebuie să avem grijă, în primul rând, pe camerele astea e foarte greu să-i vezi. Dar îi auzi. De exemplu, dacă vin prin vents, se aude un zgomot. Dacă merg pe aici, tot așa o să auzi ceva, un fel de sunet. În general, o să fac zgomot prin camerele 9 și 10, cred. Și să sperăm că o să se ducă în direcția aia. Și nu o să vin la mine. Din când în când o să mă mai uit și pe chestia asta, să nu cumva să rămânem fără aer. Dacă se termină ventilation-ul, încep să ai halucinații. Ok. Oh! Halucinație. Ok. Hai, fă-i put repede. Așa. Suntem în regulă. Când ai halucinații, pur și simplu se termină aerul din cameră și din cauza asta. Cred că a trecut cineva pe acolo. Play audio. Du-te în partea cealaltă, hai. Oh, video error, nu-i bine deloc. Shit. Dă-i restart repede. Dacă rămâi fără video, cred că e cea mai nașpa situație. Du-te acolo, play audio. Oh, nu, avem audio error de data asta. Toate problemele se întâmplă noaptea asta, noaptea a treia. Ok. Du-te acolo, hai. Nu veni spre mine, că n-ai treabă aici. Cineva prin cameră? Nu. Ok, suntem în regulă. Ah, ce e aia acolo? Ceva foarte urât pe televizor. Shit. Ah, nu, cineva e în vents. Unde e? Uite-l aici. Închide ventul ăsta repede. Zim că n-ai intrat în cameră. Ah! Oh, halucinație. Oh, shit. Ah! Ok. Aparent n-am fost suficient de rapid să închid ventul ăla. Și au intrat în cameră. Holy shit, hai să mai încercăm o dată. No, în comparație cu celelalte două, jocul ăsta e mult mai creepy. Nu știu, cel puțin așa mi se pare mie. Mult mai creepy. Și având în vedere că ai halucinațiile astea, poate să te sperie non-stop fără să pierzi jocul. Asta înseamnă că ai jumpscare-uri infinite. Hello. Cum îl aud pe ăla în vent, imediat trebuie să-i închid ventul, că dacă nu rămânem... Adică dacă nu o să se întâmple ce s-a întâmplat și data trecută. Și o să dau sunet acolo cât de mult pot. Uite aici, de exemplu. În camera asta am impresia că-i vezi cel mai bine când ajung. Aiurea că trebuie să te duci până în partea cealaltă ca să accesezi meniul ăla. Hello. Ah, nu. Eroare audio. Nu știu dacă vom reuși să trecem noaptea asta, sincer, că e foarte dificilă. Vom încerca, dacă nu, încercăm în mai multe episoade și vedem. Oh, uite-l aici. Ok, poți să te duci în camera cealaltă, te rog. Tot în regulă. Aș da reboot all, dar dacă dai, durează mult mai mult. Ok, unde e? În ce vent e, că l-am auzit? Nu știu în ce vent e, dar știu că l-am auzit, sigur.
Putea să iasă doar. Video error. Îl auziți? Oh, reboot-ul repede. Oh, shit. Nu-i bine. Și ventilation-ul și camera system. Amândouă a căzut deodată. Asta da ghinion. Oh, nu. Repede. Te rog. Ah, uite-l acolo. Nu, l-am văzut. El au... Ah, uite-l, nu. Du-te de aici. Te rog. Ah! Oh my god. Oh. Oh. De ce, jocule? De ce îmi faci chestia asta? Nu. Doamne. Clar e mult mai scary. Hai să mai încercăm o dată. Trebuie să-mi dau seama exact ce trebuie să fac. În principiu asta e, trebuie să dai seal la alea și în momentul în care îi vezi prin zonă, să dai play sound să-i distragi, să-i duci în altă parte, dar... Vreau că am încercat... Bine, am avut și ghinion să-mi cad alea două deodată. Nicio eroare. Uite-l aici. Play audio, ne uităm și pe inventor rapid. Nimic. A plecat de aici, unde e? Oh, shit. Când îmi închide camerele așa, tot timpul mi-e frică că mi-a stricat video. Hai cu audio, hai. Repede. Ah, avem o eroare. Ok. E chiar acolo. Ah, nu, uite-l. De ce vine încoace? Hello. Uite-l acolo, de ce? Explicați-mi și mie de ce vine încoace când eu îl trimit în alte camere. Hi. Nu, nu ies din camera asta. Adică nu ies din... Uite, avem video error acum. Cred că a plecat. Sper. Nu, no, ventilation, hai, repede. Cum îți cade ventilation-ul, cum apar halucinațiile alea și alea te speriu destul de rău. Ah, nu. Cu asta m-am obișnuit deja. Tocmai am dat reboot la ventilation, glumești? Cu ăla m-am obișnuit, deja nu mai sperie, dar restul sunt destul de înfricoșători. Ok, acolo. Cineva e în vents. Avem un audio error. Dă-i seal, repede, închide asta. Ok, l-am închis. Audio... Așa. Dacă ai audio error, cred că nu mai poți să faci sunetul ăla prin camere. Și nu poți să-l mai distragi, să-l duci în altă parte dacă vine încoace. A ieșit din vent? Sau s-a dus în altă parte? Nu, tocmai a ieșit. Play audio. Uite-l acolo. Tot în regulă, cineva în vent acum. Hai. Care vent? Uite-l. Închide ventul. Bun. Totul ok? Pare ok. În jocul ăsta niciodată nu-i totul ok. Hai, du-te în camera asta. Shit, m-am închis iarăși video. Uite-l acolo, play audio, du-te în partea cealaltă. Ah, nu, avem un audio error și nu mai putem să scoatem sunetul. E foarte stresant. Dar îmi place. Sincer, cred că... Oh, ventilation. Să vezi că îmi sare unul în față acum. Îmi place, în comparație cu celelalte, are suficiente lucruri diferite care să facă destul de unic. Practic, v-am zis, e același joc în principiu, dar gameplay-ul e complet diferit. Video error, nu e bine deloc. Hai.
Nu-mi fă asta. Oh! Play audio, hai, te rog, nu veni încoace. Pleacă de aici, pleacă. Nu mai ies din cameră, nici nu mă uit la el. Cineva invent? E aici, dar noi avem seal aici. Sau nu? Noi facem seal acum. Oh, shit. Audio error. Repede repară audio. Cred că s-a dus iarăși în vent. Ăsta se plimbă. Ai chef de glume, a? Hello. Uite-l aici. Ok, avem seal acolo. Cred că sunt mai mulți, a? Sau doar unul? Cum am zis eu, nu mai știu. Tot ok. Dă-te în camera asta. Hello. Hai. Nu fă probleme. Aici să stai. Oh, audio error. Repede, repede. Hai, hai, hai. E în vent iarăși. Hello. Care vent, care vent? Ventilation error, nu. Nu acum. E în vent și dacă nu-i opresc vent o să-mi sară în față. Și dacă nu pun ventilation și atunci e nașpa. În care vent s-a dus? Unde? Seal. Sper că a făcut seal, pentru că dacă nu, o să fie destul de nașpa. Hai, hai, hai. Oh, și am trecut la următoarea noapte. În sfârșit. Am trecut la următoarea noapte. Ok, iarăși se întâmplă un glitch ceva. Și da, cred că asta e faza, cum v-am zis. Au fost toți distruși de omulețul ăla mov și transformați în unul singur. Probabil asta e povestea și asta e metoda prin care vrea să ne o explice. Follow me. Și îl strică și pe el. Și pe aia probabil combină pe toți în unul. Noaptea 4. Ok, vom vedea noaptea 4 în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!